Întrebarea este ce vă multe, după o hartă, n-am întrebat de sunță. Cu sentimentul colegilor, aș vrea să vă informez totuși că noi cunoaștem, în general, de asta am și venit să le aflăm, încă o dată, mă repet, de la sursele noastre, problemele cu care se confruntă minoritatea română din Ucraina, inclusiv învățământul în limba maternă, cu desfințarea școlilor, știam că domnul Seamu ne-a spus la viitorul Bureștiului că s-au desfințat 17 școli, dar probabil că perioada 2003-2005, acum aflu că peste 30 de școli, utilizarea limbii române în administrație și în justiție, știu că e o dezidrată a noastră, și seața amintirii noastre și retrocedarea proprietăților care au aparținut comunităților românești. În general, toate aceste probleme le știu, vreau să-i spun și doamnei profesor universitar, am reținut, nu? Că acel tratat în 2007, din 97, cele două state au hotărât să constituie o comisie mixtă care trebuia să întâlnească în fiecare an, între 98 și... S-a autodesfințat în 2010 la inițiativa guvernului român, fiindcă partea ucraineană nu și-au obligațiile pe care le-a luat la acele tratate bilaterale. Aș vrea să vă spun ceva. Știu, mi-am notat cam toate problemele pe care unele le știam, altele nu le știam. Am ridicat această problemă pe care ați pus-o și dumneavoastră ca comunitatea română din Ucraina să fie reprezentată la nivel de director român în administrația regională, mai ales în domeniul culturii, învățământul, ceea ce domeniile care sunt primordiale pentru dumneavoastră. Am ridicat această problemă. Problema denumirii, știu că se vor schimba denumirea unor străzi din Cernăuți, cu rezonanță sau cu sovietică, rusească. Am ridicat această problemă, domnul guvernator, să vină numele unor străzi, nu neapărat să spunem cu denumiri istorice, dar cu denumiri culturale, oameni de cultură care au trecut prin Cernăuți, care s-au născut sau care au lucrat aici. Am primit un răspuns pozitiv că se va ține de de ceea ce am solicitat noi. Problema se pune în felul următor, cum spunea și domnul senator Badea, dacă până acum recent eram dușmani Ucrainei, am devenit prieteni în felul Ucrainei. Dar nu s-a niciodată dușmani Ucrainei. Așa am fost considerați, da? De anumite cercuri care aveau tot interesul să ne trateze ca și dușmani al Ucrainei. Prin ceea ce a făcut statul român, prin ajutorul pe care îl dă Ucraina, prin fiind primul stat care am recunoscut acordul de asociere cu Uniunea Europeană, cu solicitări de statul ucrainean de a ne împărtăși din experiența noastră în intrarea Uniunii Europeană. Și să vă spun și ceva mai sentimental, adică mai... Și amintiți-vă că totuși statul ucrainean va avea nevoie de ajutorul României, nu numai în experiența statului român în integrarea în Uniunea Europeană, ci și la unele recomandări pe care Uniunea Europeană va trebui să le primească din partea țărilor membre a Uniunii Europene. Suntem siguri că guvernul ucrainean se va aplica mai mult asupra doleanțelor dumneavoastră. Noi sperăm nu ca o obligație să primească din partea lor acele recomandări, ci ca o necesitate în care noi în relațiile diplomatice ridicăm mereu problema minorității române din Ucraina și nu cerem altceva decât ca partea ucraineană să acorde un regim similar cum acordăm noi minorității ucrainene din România. Să vă spun că anual guvernul României alocă minorității ucrainene din România, care este mult mai mică ca dumneavoastră, pe lângă sediile gratuite, peste 1.000.000 de euro. Deci, noi nu cerem mult. Cerem să fiți respectați, respectându-vă dumneavoastră, ne respectăm reciproc cele două țări,
care, vrem, nu vrem, se vor apropia mai mult. Fiindcă interesul Ucrainei este integrarea Uniunii Europeană. Asigurându-vă că tot ceea ce ați relatat dumneavoastră, din ce mai știm noi, rugămintea noastră este ca aceste asociații care există aici, știți, făcăi mai puțin oficiale sau mai chiar și oficiale, am auzit că există o anumită dezbinare în rândul dumneavoastră, ceea ce nu e bine. Uniți putem reuși, numai uniți, unindu-vă toate asociațiile dumneavoastră de aici, atunci vom putea să realizăm mult mai multe lucruri. Dar când noi ne ducem în relații diplomatice și ne se spune nu, că acolo e, se ceartă fiecare asociație și aud acum că sparg ușile până la ministere înaintea altora, de-aia ce spunea și domnul Badea să, să fiți o familie. Cum am văzut acum că în ținuturile Crasna și unde am mai fost noi, sunt păstrate tradițiile. Cultura noastră străboșească, am fost la niște spectacole, copilași mici în limba română, în care am rămas pur și simplu, mi s-a făcut vorba română, pielea de găină pe noi. Așa am vrea să fie și în cadrul asociațiilor noastre. Și atunci să vedeți că vor fi mult mai multe rezultate. Păi, dar noi ce putem spune când venim? Fiindcă suntem la un moment deschis și vreau să vorbim deschis. Când mi s-a spus de către autoritate locală, care n-avea niciun interes să mintă că anumite asociații primesc cărți din România și le scot la vânzare. Noi le donăm cu dragoste, dar gratuit, să fie date gratuit, nu să se scoată la vânzare. Atunci, gândiți-vă că lăsăm și noi capul în pământ. Dar ce le cumpără, domnul Ghiș? Nu știu. Asta ne-am auzit. Asta a fost că vrem să ascultă, e transparentă discuția. Și problema este că nu știu dacă a mai fost în mijlocul dumneavoastră o comisie senatorială parlamentară, dar credeți-mă că asta este menirea comisiei noastre, să facem tot ce putem, să aducem la cunoștință, să forțăm, să impulsionăm cumva luarea unor decizii, pentru ca toate doleanțe, toate nu se vor putea, credeți-vă, dar anumite doleanțe de ceea ce le-ați exprimat dumneavoastră, să găsească o rezolvare pozitivă pentru lor dumneavoastră. Vorbe mari cum au să spunem la concret, probabil că în viitor apropiat, la nivel de guvernamental se vor rezolva multe. Știu de asemenea că pentru, nu mai știm care este situația renovării Casei Aeropun. Guvernul României a alocat niște fonduri. Nu știu în care, în ce stat se află această casă memorială. Vă răspunde președința voastră. În primul rând, replicând un singur lucru, dar bine ar fi ca acel om care m-a informat că societățile care au obținut cărți în România le-au pus în vânzare, să susțină acel lucru față de toată comunitatea. Să vină aici, între noi, să spună, băi, uite, zecle, ce mai cum provocare. Vedeți, asta am luat-o și noi, ca una la mine. Doi, referitor la Casa lor în bun. În momentul de față, se încheie lucrările la Lvov și la Kiev, proiectul de renovare, restaurare a caselor în punct. Chiar azi dimineață am vorbit cu inginerii care se ocupă de acolo, mi-au spus, vă punem la dispoziție proiectul când transferați pe contul nostru banii care cât costă acolo proiectul ca atare. Deocamdată, Departamentul pentru Române pentru Tineri nu a semnat niciun fel de contract cu Fundația Culturală Casa Limbii Române, care este, a luat incomodat această, pentru că nu se poate face prin intermediul organizațiilor de stat, Fundația Culturală Casa Limbii Române a luat incomodat la primărie. Primăria ne susține într-o totul primăria orașului Cernăuți, nu avem niciun fel de plângeri față de ei, dar birocrația este birocrație și trebuie să treci anumite etape și într-un stat și în altul care sunt cam asemănătoare. Sperăm că Uniunea Europeană va fi mai puțină birocrație. Unicul lucru, zilele acestea,
zilele acestea, domn președinte, cred că vor veni de la Lvov și de la Kiev contul și suma de bani care va trebui transferată și noi primind acestea noastră putem derula lucrările. Dar întâi, un singur lucru, am o propunere. Aici cred că mă vor susține toți liderii societăților culturale românești, domnul Manea. Proiectele care se fac pentru ambitul, nu se fac când se înceapă sesiunea de proiecte din ianuarie, februarie, pentru anul în curs. Ar trebui acum, începând luna septembrie, octombrie, până la 1 decembrie, să se fie toate proiectele, la fi discutate și aici, în prezența tuturor liderilor, nu e o idee rea, dar să se facă pentru anul viitor, nu în anul acela când el trebuie să fie executat. Pentru că chiar dacă acum Bucureștiul va da banii necesari, o anumită sumă, avansul pentru proiectări, de-abia pot să încep lucrările în septembrie și octombrie. Vine toamna, nu mai pot să dar acum a mai fost o sesiune de proiecte și s-ar fi intercalat și ar fi fost mult mai dificil dacă deci, este care, toate proiectele să fie practicate, să înceapă anul acesta, până de decembrie, pentru anul viitor. Să fie întărite, examinate de către comisia care există. Și a doilea rugămintea noastră. Dar bine ar fi, domnul președinte, că toți sunt vorbarea mai des pe la noi, să intre în practica domnilor voastre, chiar dacă nu ați fost votați de noi. Pentru că, mă rog, dar aveți votul nostru de suflet și de speranță și înseamnă mult. Deci, vă rog, să faceți în practică, dumneavoastră, să intre ceva, dacă să veniți mai des să vă întâlniți și atunci când vom rezolva o problemă și nu vom mai repeta-o de-a mult de 20 de ani, cum spune Elmar.